Ori bună regăsire, iată-ne din nou împreună și v-aș face o mărturisire. În această seară, minunat ar fi fost dacă m-aș fi prezentat așa frumos într-un costum național, pentru că, unu, că mi-i drag, doi, că o să vorbim despre un eveniment deosebit care, iată, într-un mod fericit se repetă pentru a treia oară la Roman, fac această subliniere, o să vedeți și de ce. Este vorba de Festivalul de Muzică Populară Dorul Mușatine, frumos spus, frumos botezat, drept pentru care în fața dumneavoastră l-am invitat pe domnul Nelu Hongu. Eu vă spun sincer că am avut așa o încurcătură cum să-l prezint și n-am înțeles și am căzut de acord, un împătimit de folclor și cum, sigur, și domniile voastre de acasă o să fiți de acord. Bună revenire, domnule Hongu, în studio Topal și mulțumim pentru că ați răspuns invitației. Bun regăsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, pe care n-am să-i întreb ce fac la ora asta, pentru că sunt convins că urmăresc postul de televiziune Topal, post care aduce mereu în actualitate știrile din zonă și ține la curent pe Romașcani cu ceea ce este mai nou și bine ar fi ca întotdeauna ce este nou să fie și bun în municipiul Roman. Spuneți de evenimentul care se va petrece la sfârșitul acestei săptămâni, Festivalul de Interpretare Vocală și Instrumentală a Cântecului Popular Românesc, Dorul Mușatinii. Aceasta este denumirea corectă a festivalului. Este la a treia ediție, anul acesta, în 2012, a treia ediție preluată de Primăria Municipiului Roman, pentru că, în ordine cronologică, el ar fi la ediția 8-a, întrucât primele 5 ediții s-au desfășurat în Comuna Ion Creangă, din județul Neamț, pe malul Siretului, așa cum romașcanii o știu. Ediția 8-a, frumosului nume de festival, nu spun cine este și nașul acestui Dar festival, puteți să și probabil că spuneți dacă. telespectatorii îl intuiesc. Nașul numelui este domnul primar profesor Dan Laurențiu Leureanu. Frumos, da, chiar. Au fost câteva variante de nume, s-a ales în cele din urmă cea propusă de domnia sa. Spuneam că este a treia ediție, eu mă bucur să fac remarca că primele două ediții au fost un succes de public. Din discuțiile ulterioare, de după cele două ediții de festival desfășurate, așa cum spuneam, la Roman, un succes de public, pentru că din discuțiile purtate ulterior cu cei cu care m-am întâlnit, cu cei care au fost în sala Casei de Cultură sau cei care au urmărit pe postul de televiziune care a transmis în direct edițiile respective, romașcanilor le-a plăcut tare mult. De asemenea, remarc faptul că din discuțiile purtate cu cei care au fost în concurs, copiii veniți din mai toate județele Moldovei, cu părinții acestora, cu însoțitorilor, profesori de muzică și instructori care i-au pregătit și i-au adus în concurs, concluzia a fost unanimă, și anume că festivalul de la Roman se ridică la un alt nivel calitativ, drept dovadă că anul trecut unul din partenerii mei Radio Iași, care este acasă în toată Moldova și va fi și anul acesta în Casa de Cultură a Sindicatelor din Roman. Radio Iași anul trecut l-a transmis în direct atât audio cât și video pe internet. Iar aprecierile fostului domn director al postului de Radio Iași ne-au făcut pe noi să sperăm că și edițiile viitoare vor fi la fel de bune, poate mai bune, iar promisiunile domnului primar profesor Dan Laurențiu Leureanu sperăm să se materializeze în edițiile viitoare, atunci când poate dă Dumnezeu să facem un festival de nivel național. Da, știu că. Iertați-mă că vă iau un picul de vorba apropo de aprecieri. Iată, trebuie amintit, pentru că, știți, la Roman pe mine mă duce gândul așa la faptul că s-a vorbit tare mult cu ocazia acestei campanii electorale despre Roman și a fost un celebru poet român, așa, nici nu vreau să-i dau numele, că Roman ar fi un oraș. Nici nu aveți ce căuta pe acolo. Ei bine, la Roman se întâmplă lucruri minunate și apropo de confirmări și de participări, la ediția de anul trecut, știu sigur, pentru că noi am transmis în direct, au fost
personalități de mare greutate prezente aici la Roman și care au confirmat la final. Și anul ăsta vor fi. Băi, anul trecut, numai dacă e să spunem că unul din membrii jurului a fost fostul dirijor al ansamblului Ciprian Porumbescu de Suceava, al ansamblului Plaiurile Bisiței din, din Bacău. Un om de, cum să spun, de un înalt profesionalist recunoscut în toată lumea muzicii populare ca fiind poate expertul numărul unu. Anul acesta, de asemenea, avem dirijorul ansamblului Ciprian Porumbescu, actualul dirijor al ansamblului Ciprian Porumbescu, Viorel Leancă, în jurul, și asta dă o notă distinctă în faptul că și în obiectivitatea cu care concurenții vor fi notați. Juriile, de asemenea, vor fi prezentate ca și în ediția de anul trecut de către profesorul uite când scapă numele acum, realizator de emisiuni la Radio Iași, Laurențiu Ursache, profesor de muzică, muzician, provenit dintr-o familie de muzicieni. De asemenea, în jurul profesorul Viorel Vanzariu, profesorul Ionel Burlacu, profesor de muzică și membri în Orchestra de Muzică Populară Moldova. Personalitățile care și-au pus amprenta asupra calității festivalului au confirmat și ele ceea ce spuneam anterior, faptul că festivalul de la Roman este de valoare. Oamenii aceștia nu se duc oriunde și oricând, așteaptă, ascultă, privesc și apoi după aceea iau o hotărâre. Nu se duc la festivalul din acestea, hai să le spunem, de doi bani. Vin acolo unde știu că se face performanță. Iar dacă spuneați de faptul că nu se întâmplă nimic, se întâmplă lucruri frumoase la Roman. Nu, n-am spus eu. Spuneau, da. Omuleț. Se întâmplă lucruri frumoase la Roman și cred că unul din lucrurile frumoase legat de festival și de folclor și de tradiții, unul din lucrurile frumoase îl reprezintă Orchestra de Muzică Populară Moldova, pe care romașcanii de acum o cunosc, au văzut-o de nenumărate ori în spectacole, atât în aer liber, cât și în săli orchestre care se ridică la un alt nivel profesional. Alcătuită din oameni pricepuți, oameni cu studii muzicale, oameni care muncesc, oameni serioși și care îi pun mai presus de orice calitatea. Calitatea. Ce să spun? Orchestra de la Roman este poate una dintre cele mai profesioniste orchestre din această parte de țară. Nu prea susținută financiar, trebuie să recunoaștem, și atunci nu prea am ieșit cu spectacole multe, dar atunci când am ieșit, am reușit să-i facem pe romașcani să simtă că și ei sunt parte din ceea ce orchestra vrea să transmită, adică transmit sentimentul acela de dragoste, de cântec, de dragoste, de România, de dragoste, de om, de dragoste, de natură și așa mai departe. Da, mulți profesioniști acolo, cunoaștem, recunoaștem, mulți de-ai noștri de aici, care, iată, la rândul lor acolo, la Școala de Arte Sergiu Celibidache, acolo unde e o pepiniere de valori, ca să spun așa, unde sunt și copilași care se pregătesc și iată prezență în concurs și anul trecut și anul acesta. Domnule Neluhongu, dați-mi voie să vă rog doar atât. La Școala de Arte din Roman se face treabă cu adevărat. Sunt profesori de înaltă pregătire profesională, oameni care își dau interesul, copii foarte bine pregătiți, care au avut succese deosebite pe plan național și chiar internațional. Dar trebuie scos în evidență faptul că la Școala de Arte din Roma nu se face canto popular. Iar copiii din zona Romanului care vin la concurs au cu atât mai mult un merit, pentru că ei vin nepregătiți profesional de către cineva. Ei vin numai cu ce au de la mama natură. Și dacă reușesc să urce în ierarhia asta pe care jurul o face, este numai și numai meritul lor. Am spus-o de nenumărate ori, ar trebui să existe și la Roman o școală populară de artă care să-i formeze. Talente sunt în jur foarte multe și în oraș, și prin comunele din jur. Cineva trebuie să-i formeze. Nu mai este suficient cu ceea ce ai de la mama natură. Uitați-vă ce se întâmplă la Botoșani, uitați-vă ce se întâmplă la Suceava și în celelalte orașe mari. La Piatra Neamț există școală populară de artă. Să vedeți ce copii vor veni. Ei,
repet, meritul celor de la Roman este cu atât mai mare că reușesc să se strecoare pentru ceilalți și reușesc să ajungă la un nivel la care ceilalți au ajuns după ce au urmat niște cursuri de specialitate. Aici e o poveste veche, apropo că a spus de Piatra Neamț, dar nu vreau eu să insist pe amănunte de tipul acesta. Mă gândesc că așa cum la Clubul Copiilor sunt nu știu câte 7 cercuri pe acolo și lasă Boan de pildă tot 7 care, cum să spun, raportul de populație nici nu se discută. Mă rog, și mai sunt anomalii de tipul acesta și probabil că și acolo a înființat o catedră. Mă gândesc că aici e problema. Pentru că, domnul Hongu, spuneam anul trecut, chiar țin minte că am amintit, apropo de acest aspect, care ar trebui luat în vedere, avut în grijă de către cineva așa, în mod deosebit, a spus chiar că avem o domnișoară, o tânără foarte bine pregătită, care am zis că profesează la Cluj. De undeva din Gheraie sau... Nu profesează la Cluj. A terminat Academia... Sau așa. Academia de... Care ia că ar veni acasă. De la Cluj. A făcut parte din grupul icoane condus de maestrul Ioan Boc și au colindat Europa, făcând cunoscut folclorul românesc. Este la Tămășeni, acasă, la Giuden, de fapt, în comuna Tămășeni, și nu profesează, pentru că nu are... Adică acum e acasă? Acolo? Este acasă, terminată, este absolventă, nu are o catedră unde se poate profesa. Ia ca așa, poate ne aude cineva. Bun. Punct cu asta. Hai să vedem că spațiul emisiunii nu e foarte generos cu noi. Ia că mai avem 10 minute, trece timpul. Care ar fi noutățile, comparând ediția de anul trecut? Da, noutățile în comparație cu ediția anterioară sunt acelea că anul trecut noi am avut 22 de concurenți înscriși, unul n-a putut participa, au rămas 21 pentru jurizare. Anul acesta numărul concurenților a crescut, a ajuns la 27, dintre care 24 concurenți ca interpreți vocali și 3 instrumentiști. Vin din județele Suceava, Botoșani, Bacău, Neamț. Nu știu de ce n-au venit niciunul de la Iași, n-a venit niciunul din Vrancea, pentru că în celelalte ediții am avut, n-a venit niciunul din Vaslui de asemenea. Dar toți cei care vin, eu o parte îi cunosc, i-am mai văzut prin festivalul, nu numai la Roman, au calitatea care recomandă pentru premii. Oricare dintre ei pot fi la un moment dat premiați. Și spun asta de ce? Pentru că după priceperea mea, un festival, un concurs, poate spune ce se întâmplă la un moment dat. În ziua de astăzi poți să fii în voce, mâine poți să ai trac și să nu mai fii același. Deci spune ce se întâmplă la un moment dat. Dar dacă acest moment pentru fiecare festival în care, în partea la care participi, te duce undeva în vârful clasamentului, asta înseamnă că de fiecare dată ești bun. Și dacă ar fi să spun aici, au fost copii de pe la Târgu Neamț, copii de pe la Suceava, care s-au situat întotdeauna în partea superioară a clasamentului. Ei, cei 27 vă confirma și spusele mele și sâmbătă. Mâine, 23 noiembrie, este repetiția generală, deci ei se vor prezenta. Adică, iertați-mă, astăzi a fost, pentru că emisiunea va fi fiind înregistrată, se va difuza bine țara, anume ca să stârnim așa, un pic la inimă. Da, deci vineri, în cursul zilei de vineri, va fi repetiția generală. Copiii vor veni, vor repeta cu orchestra, vom pune la punct până la amănunt tot ce trebuiește ca să se facă, să fie treaba bună. Cei care vor veni din afară vor fi cazați, li se asigură masă. Sâmbătă dimineață vom fi prezenți în Casa de Cultură, se va repeta încă o dată cu orchestra la scenă, apoi în jurul orei 11 va începe concursul propriu-zis, va dura, zicem noi, până în jurul orei 13, poate 14, dat fiind numărul mare de concurenți, apoi o pauză de masă, o pauză de relaxare, iar în după amiaza zilei de sâmbătă 24 noiembrie, va fi gala laureaților, vor cânta ocupantul Marelui Premiu și a premiilor întâi, pentru că festivalul se desfășoară pe categorii de vârstă, între prima categorie între 9 și 14 ani, cea de-a doua între 15 și 20 de ani, și vor fi două categorii de premii. Urmat apoi de recitalul Orchestrei de Muzică Populară Moldova cu soliștii ei și câțiva invitați din afară, iar invitat special va fi o voce deosebită de Republica Moldova, un tânăr care se numește Ion Paladi.
și pe care spectatorii romașcani cu siguranță îl știu. Republica Moldova, frații noștri din stânga Prutului, care, iată, trebuie să facă această remarcă de suflet, îi avem, sigur, dintre cei stabiliți aici, să nu uităm de maestru Valentin Purice, care a fost unul dintre cei care a fondat Orchestra de la Roman, și, iată, actualul, i-a spus numai domnul Burlacu, Ionel Burlacu, cu soția dumnealui, da. Și dacă nu mă înșel, mai sunt... A fost, din păcate, aplicat. Știu că, așa, niște oameni foarte dedicați, își rup sufletul în dreptul folclorului, care dau așa o greutate oriunde îi regăsesc. Dau greutate și nu numai ei sunt specialiști, ci eu am vrut să-i remarc. Și formează la rândul lor copiii care s-ar părea că vor fi specialiști pe instrumentele pe care oamenii respectivi îi pregătesc. Avem, iată, pentru prima dată la Roman un copil care participă la un concurs, la concursul la Festivalul Dorul Mușatinei la instrumentul țambal. Lucru care nu s-a mai întâmplat în Roman. Nu s-a întâmplat niciodată. Florin Ghiniță, da. Florin Ghiniță. Și iar profit de prilej să spun că Florin Ghiniță n-ar fi avut bucuria să... Iată, să-și manifeste acest talent fără sprijinul domnului deputat Marius Nicolae. Vreau să spun lucrul ăsta. Da. Care i-a procurat un țambal. Este foarte important într-o viață să ai, știi că ai talent și că tu nu poți te oprești din pricini care... Eu cunosc oarecum familia acestui copil, știu că este foarte... Și eu și mama. Nu, să nu exagerăm. Sunt niște oameni modești. Mama, eu femeie impecabilă, de un bun simț monumental. Bine, nu-i dau bani afară din casă. Sunt niște oameni... N-ar fi putut să-i cumpere copilul un țambal niciodată și vreau să vă spun că Florin muncește extraordinar de mult, dar probabil că și talentul îl ajută. Și dacă este un pic de talent și dublat de foarte multă muncă, atunci succesul n-are cum să nu vină. Da. Ce vreau să punctăm, apropo, pentru că, sigur, noastră, așa cum vă recunosc romașcanii, emanați acea frumusețe, să știți că nu vă laud, că e Sfântul Post și mă tem să fac lucrul ăsta, chiar dacă nu-i post, așa, emanați acea frumusețe, să aveți magnetism acesta și o generozitate aparte și mă refer acum la faptul că, iată, i-ați prezentat pe cei 27 de concurenți ca fiecare fiind un potențial așa, sigur că da. Dar totuși vreau să remarcăm dintre cei de top din anul, de anul trecut, ăla al dumneavoastră, că e, care dintre vedetele de-am trebuit, ca să spun așa, care să nu o luați ca o laudă. Câștigătorul Marelui Premiu de anul trecut va veni anul acesta în recital. Wow! Pentru că noi am prevăzut-o. Bine, asta e regula concursului, mă gândesc. Este regula concursului, dar bine, nu întotdeauna se poate întâmpla asta, că știți, copiii au un program, trebuie să ducă la școală, cine știe ce alte obligații au. Ei, anul ăsta am reușit să-l găsim pe Ștefănel Glăvănescu, așa se numește, de la Filipeș Bacău, și care va veni în recital, va cânta live cu Orchestra de Muzică Populară Moldova. Magnetismul de care vorbească Remani eu, probabil că se transmite de acolo, de la Filipești, unde ne avem originile, și vreau să vă spun că magnetism mai mare ca al meu are Ștefănel Glăvănescu. Captează privirile, captează atenția. Ștefănel a fost la festivaluri mari, a fost la Strugurile de Aur, la Jidvei, a luat marele premiu mare și acolo. Da. Și mă rog, pe unde se duce, pe unde îi calcă pașii, peste tot camarade premii, și chiar am auzit spunându-se, nu știu câte oară ca o laudă, chiar am auzit spunându-se că dacă vine asta, noi nu prea mai avem ce căuta. Deci e un fel de retragere în fața valorii. Da, e sfătos. Ok, țin minte ce replice a dat domnului primar, a fost un show total. Da. Bun, insist un piculeț, dintre vedetele de anul trecut, în podiumul de anul trecut, pe cine avem? Avem pe cineva mai în... În afară de recital de Ștefănel? Nu. Avem copii care au fost la prima ediție desfășurată la Roma și la cea de-a doua. Dar copii care au obținut mențiuni, avem pe Ana Dragu, care a luat loc întâi anul trecut și acum 2 ani, avem pe Paula Florescu de la Bacău, care a luat mențiune, avem pe Teodora Irava de la Bacău, care a luat mențiune. Uite că nu mai aduc aminte exact acum, dar sunt copii foarte, foarte talentați și
spun încă o dată, meritul cel mare este al părinților care cheltuiesc foarte mult să-i scoată în lume. Cheltuiesc foarte mult să le procure cântece, să le procure versuri, să le procure costumul popular care nu se mai realizează atât de ușor și să-i scoată, să-i ducă, să-i plimbe prin festivalul, că nu-i tot una să pleci de acasă, să te duci să obții cazare, să obții masă, nu știu pe unde, 2-3 zile sunt festivaluri mari unde toată acțiunea durează 2-3 zile. Meritul mare, așa cum spuneam, este al părinților. Este de asemenea al instructorilor, a celor care se ocupă de ei, profesori de canto popular, care știu să-i pună în valoare, să-i crească, să-i educe, astfel încât cântatul să nu fie o pacoste, ci să fie o plăcere, să răbufnească din suflet, să transmită mesaj din suflet, pentru că degeaba vii și când cățeluși cu părul creț, dacă n-ai interpretat, știți, trebuie să simtă că iese din suflet și cu siguranță publicul te percepe ca atare. Eu am o vorbă, să duduie sticla, vorbind de televizor, că dacă nu, nu-i, să simte că nu-i. Da. Dar ce am remarcat eu, domnul Hongu, eu am avut așa o strângere de inimă, pentru că am filmat la repetiții, la repetiția generală, așa, și am întâlnit acolo o fetiță, îmi scapă numele, de la munte, de aici, Domnul Hongu, așa m-am făcut de amese cu lacrimi în ochi de acolo. Eu sunt un mare iubitor de folclor. După folclor încolo mai discutăm despre altceva. Să spun că aș fi găsit un al doilea împătimit de folclor? Uai de mine, dar discutăm asta cât vreți. Și m-am apucat, am și debutat am cântat, încerc. Mă rog, mai exersam eu pe la anunț, aveam un văr mare pe teraș. Deci facem un festival pentru cei de vârsta noastră. Da, facem un karaoke, domnul Hongu. Serios, care și ceva super. Nici n-ați văzut de unde poate să sară iepurile. Da, sigur, nu despre mine e vorba aici, dar încă o dată subliniez, n-am cântat pas, nu fuge lumea dacă mă apuc să cânt, așa, mi drag de mor, aici sunt rădăcinile noastre, că despre asta discutăm oameni buni până la urmă, despre rădăcinile noastre și faptul că, iată, la Roman există a treia ediție, se poate întâmpla această minune, ca să spun așa, păi așa vremuri, pentru noi degeaba îi spun minune, este un lucru extraordinar pentru că, repet, subliniez, ține de rădăcini. Domnul Hongu, recapitulând, mai avem 2-3 minuțele, haideți să o luăm, deci sâmbătă, începând de la ora 11. Da, începând de la ora 11 va fi concursul de interpretare propriu-zis, în care concurenții vor trebui să treacă două probe, să cânte o melodie fără acompaniament orchestral, o doină, o baladă, un cântec haiducesc, un cântec religios, și o a doua piesă cu acompaniament orchestral. Am scos, mai era și o a treia probă de prezentare a costumului popular, dar a început să se devină de acum ceva plat, fiecare spunea același lucru, deci nu reușeau să scoată copiii în evidență de ce costumul lui se deosebește de celălalt. Însă jurul va aprecia și calitatea costumului, să reprezinte specificul zonei din care vine, va aprecia și ținuta scenică, așa cum spuneam, sunt oameni de valoare și știu ce trebuie să aprecieze în asta. Deci, sâmbătă dimineață, începând cu ora 11, concursul propriu-zis, apoi, începând cu ora 17, gala laureaților, vor cânta în concurs ocupantul premiului întâi, a premiilor întâi și a marelui premium. Orchestra de muzică populară Moldova urmează în recital cu soliștii ei, e vorba de Nina Zamă, Ștefan Enășel, Daniel Enache, Ana Dragu, Diana Constantin. Am spus Diana Constantin și Ana Dragu, două fetițe deosebit de talentate care vin, iată, și vor colabora cu Orchestra de Muzică Populară Moldova. Apoi vine Călin Brăteanu în recital, Călin Brăteanu de la Suceava, vine Claudia Uloieru de la Botoșani, vine Mihaela Cipriana Balașcă, fata despre care vorbeam că este, ar putea fi oricând un profesor de canto popular la Roman. Și lista să încheie cu Ion Paladi din Republica Moldova. Va fi un regal folcloric care sperăm să fie pe placul romașcanelor, de aceea îmi permit să invit pe toți oameni buni, veniți că veți petrece o seară deosebit de frumoasă în compania folclorului românesc și a tradițiilor românești.
Și nu facem reclamă, dar zicem așa ca un personaj celebru, nici nu știți ce pierdeți. Da. Așa, vreau să, cred că suntem pe final, așa undeva mai un minuțel acolo. Anul trecut, țin minte, Topal TV a transmis în direct, festivalul era, să spun, lucrările festivalului, acum cu atâta campană în cap, așa, și s-a văzut clar, sala a fost full, la un moment dat entuziasmul a fost foarte mare, pentru că aș vrea să încheiem, ca să nu spun că aș fi făcut o emisiune numai legată de costume, cei cu costumele astea, că și aici o mare problemă, da, că s-o cam dus la domnul, cei care știau și odată și toate sunt moștenite la mamă, la tată acum, așa, dar aș vrea să încheiem cu următorul punct, în următorul aspect, domnule Hongu, cât de mult contează publicul, pentru că iată, aici e vorba despre un dialog, cu ei transmis, cine primește darul tău. Știți ce, de multe ori cântăm în baie, oricare dintre noi, și dacă nu te apreciază nimeni, te lași. Dar dacă este vecinul care zice, bă, ce frumos ai cântat, sau te ceartă că ai cântat rău, parcă în ambiția lui mai cânti încă o dată. Ei, așa și aici, dacă publicul se manifestă ca atare și te apreciază ca atare, dar asta presupune, încă o dată spunem, să-i transmiți publicului acel sentiment de dragoste, de cântec, pe care el îl percepe și se manifestă ca atare, te aplaudă. Dar dacă publicul stă doar și ascultă, atunci ți se pare că ai cântat în baie și te întrebi de pe scenă, oare fac bine, oare fac rău, dar sunt convins că publicul romașcan se manifestă ca atare. Va ști să se manifeste, va ști să aplaude, nu doar frumusețea costumului popular, ci frumusețea spiritualității românești în general. Și tot nu vă las că vă am aici așa, Nelu Hongu, în afară de faptul că e prezentatorul acela, cum am spus, și nu vă lau plin de magnetism și așa, de toate cele mulțumesc frumoase, așa, nu mi-e mulțumit, cui trebuie acolo, așa, Nelu Hongu o să ne încânte, că de obicei știu că ieșiți și... Da, da, vom cânta în recital cu Orchestra de Muzică Populară Moldova din Roman, condusă, spun, de maestrul Ionel Burlacu. Așa să ne ajute Dumnezeu la a treia ediție, iată, Dorul Mășatie. Eu am spus pe scurt, așa ca să... Aș vrea să ne reîntâlnim noi doi, ca și publicul romașcan, și la următoarele, nu știu, zeci de ediții. Să dea Dumnezeu. Și satisfacția să fie la fel de mare și romașcanii să fie la fel de numeroși. Poate că... datorită festivalului Doruri Mușatine, să facem cumva, să mai facem o casă de cultură unde se încapă tot publicul romașcan și toată dragostea de cântec a romașcanilor. Să dea Dumnezeu, pentru că astfel nu ne pierdem, și am să închei cu o mărturisire, nu știu dacă e bine sau nu, dar o spun cu sufletul în palmă așa. Când mi-e dor de acasă, deschid pe YouTube acolo, știu eu, am eu ale mele așa, pun căștile pe urechi și plâng. Să veniți la festival, pentru că acolo sunt rădăcinile noastre.